Bună lume, eu sunt Feli și bine v-am regăsit la Minecraft. Oare ce jucăm astăzi? Astăzi vom juca Skyblock, da? Dar nu orice fel de Skyblock. Vom juca Skyblock pe versiunea 1.14, optimizat pe versiunea 1.14, cu toate nebunile din 1.14 și cu alte șmecherii. Este cel mai nou, e făcut în 2019, cred că e terminat de o zi. Sau dacă nu, de mai puțin de o zi. Parcur! Haide, sari! Și începem cu bine! Și începem! Am văzut un schelete, bă. Unde-i? Bă, ce-i acolo? Ce-i chestia de acolo? O vedeți? Stai, o duc schelete. Schelete? Unde-i? Unde? Uite, bă, la audio. E pe aici unul. O, ce fain e campfire-ul ăla de acolo. Vreau și eu. Aia de acolo e faină. Bun, hai să mergem să începem jocul. Nu uitați să apăsați butonul de coco like, pentru că știți că o să vă placă. Și aici sunt numai eu cu o băcuță și un tip cu o băcuță. Care este primul lucru pe care îl faci pe Skyblock? Te uiți în stânga și în dreapta. Aici avem portalul spre... Oh my god, avem și portalul spre end. Aici avem portalul spre Nether, care nu-i gata, lipsește o parte din obsidian. Mai știu eu ce mai avem pe acolo. O ciudățenie. Și pe acolo și mai ieși aia, ai portalul spre minune. Hai de prima oară să luăm semințele, da? M-a dat un grâu. E bine, m-a dat doi grâu. Două grâue. Ok, avem trei grâue. Le punem aici. Ok, avem oase, da? Recipes și previous tips. A, rețetele sunt foarte faine că le avem aici. Puțină mâncare, o sabie de 2 lei. O găleată. Și niște lavă. Ok. Hai să spun ce facem prima dată. Prima dată, primul lucru, va trebui, în primul rând, să nu pățească ceva văcuța asta mică. Dați like pentru văcuța asta mică. Care, sincer, numai lapte pot să iau de la ea, nu? Că nu pot să o chilăresc. N-are un prieten ca să mulțească. Prima oară luăm copăcelul, ca să mai crească altul. În speranța că o să ne dea și nouă un sapling. Nu ne-a dat sapling. Vai de noi. Să mergem să luăm toate lemnele. De pe jos, bine că mai sunt. Eu mă bazez foarte mult pe un sapling. Dacă nu ne-a dat sapling, nu, e greu. Dacă nu am sapling, eu ce fac? Că nu mai am lemn. Ne bazăm pe sapling. Așa, ne bazăm pe sapling. Unde mai am lemn? Uite aici, una bucată lemn. Una bucată frumoasă de lemn. Ok. Ia stai să fac așa, poate. Sapling? Bă, n-am sapling. Sapling! Doi sapling! Oh, și bine. Du-te, pune-te aici așa. Am sapling. Ha, crezi că n-am sapling. Era să intru în... Ok, vreau să fac aici. Stai să nu... Ce e aici jos de sub? E doar o bucată de piatră. Așa, vreau aici de sub, sub asta, să facem chestia cu lavă. Este pământ din asta de care nu avem nevoie. Și încerc să folosesc piatră dacă se poate. Deoarece piatra o mai facem, dar altele nu. Facem o masă de lucru că suntem marcanfitaniști adevărați. Așa, 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 stai acolo, stai acolo. Stai acolo să nu te ardă nimeni. Punem aici o masă. Facem bețe, da? Și facem un târnăcop. Târnăcop, bă, ce mi-ar trebui niște lână. Ok, și ce vreau să fac? Pa, vreau să iau asta. Acum, noi cumva, să mă gândesc, trebuie cumva să facem chestia aia de lavă, dacă știți voi. Că avem lavă și alte chestii. Să vedem de unde să vină. Nu prea știu eu cum o fac. N-am mai făcut-o de mult. Trebuie să facem chestia asta. Ne trebuie... Ne trebuie 3. Să vedem pe aici așa. Cum am putea să o facem. Ok, plouă. E bine. Dacă în toată România plouă, de ce să nu plouă și aici? Hai de mine. Ce rău e când plouă. Deci ne trebuie de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Atunci facem așa. Facem una. Că aici o să fie lava. Și hai că pun aici o bucată de pământ. Și pun asta așa aici. Perfect. Și după aceea mi-au pământul. Dar de ce plouă? Stați puțin. Nu pot să opresc ploaia cumva. Videos... Nu. La... Ba, la video settings, nu? Options, video settings, clouds, fancy, particles, rain. Habar n-am. Mai contează. Băcuță, tu să nu cazi. 1, 2, 3, 4, 5. Mamă, ce facă plouă?
Cred că ai făcut jocul ca să plouă în joc. Până deocamdată... Așa. Văcuță, tu să nu cazi în lavă, că dacă cazi în lavă, m-ai terminat. M-ai terminat, văcuță? Te rog, nu acolo, pleacă de aici, te rog. Ia, stai puțin. Pleacă de aici, haide, pleacă. Pleacă, măi. Văcuță? Așa. Ok, bine. E bine. Ok, bine, și aici așa. Cărbune? Ok. Ok. Oare cât de lungă e chestia asta? Nu știm. Nimeni nu știe. Cam suntem pregătiți. Cam suntem pregătiți. Ia să vedem. E bine. E bine. Perfect! Îmi trebuie 3 bucăți de piatră. Mamă, dar ce se aude ploaia. Te încolo de ploaie. Îmi trebuie 3 bucăți de piatră ca să fac slab. Și să pun slabul așa. Așa, să nu mi se... Să nu pățească ceva văcuța. Așa. Și ia uitați-vă acum. Facem piatră. Oh, mi s-a ars piatra. Luăm puțină piatră. Noi avem nevoie să ne facem târnăcopul de piatră. Și nu numai. Avem nevoie să ne facem grădină. Băi, băi, măcar dacă plouă, măcar dacă îmi crește copacul. Mamă, dar ce plouă. Ia să-ți puțin să dau sunetul puțin mai încet la joc. Așa. Acum cred că e mai bine. Auzeam destul de... am luat slabul. Bă, nu prea contează. Contează să iau slabul sau nu? Ia să vedem. Merge și fără slab. Merge. Dar pe lav am pus un slav, că nu vrem să avem surprize. Hai să mă stup asta de aici. Să nu cadă văcuța. Văcuță, să fac acum un loc pentru tine, imediat îți fac. Să-mi fac un târnecap și să iau puțină piatră și facem un loc pentru văcuță. Facem un loc pentru văcuță. Dar ce loc pentru văcuță? Mamă, dar ce plouă. Am mai un copac aici, trebuie să-l pun. Vom face un loc pentru văcuța asta, mă, dar nu mai plouă atâta. În toată România plouă, să fim serioși. Mamă, dar ce plouă. Așa. Bă, stai puțin, că eu nu pot să le iau. Și să le pun aici ca să le văd câte sunt, că așa mă motivează în viață. Mai aproape. Așa. Cam asta este șmecheria. Luăm aici niște piatră. Și vreau să fac un loc pentru văcuță și un loc pentru fermă. Problema este că eu n-am apă. Am apa asta și mai trebuie apă ca să fac grădina. Numai dacă pun pe lângă. Niște grâu. Pun pe lângă, că n-am ce să fac. Văcuță, mie nu-mi place că tu stai acolo. Ia, vină încoace. Unde să-ți fac? Eu fac aici o căsuță. Tot din slaburi. Căsuță din slaburi! Câteva slaburi să facem așa aici, așa. Perfect. Avem 29, s-ar putea să ne ajungă. Acum... Știu care e faza cu lianele astea, dar nu mă interesează. Ceva de genul. Să-i facem la... La văcuță, ca să nu mai am grija ei. Știți cum zic? Așa. Să nu mai am grija ei. Dă-o încolo de văcuță. Mai fac de una. Poate mai fac rost de animale. E bine. E bine! Și acum mai luăm puțin și ne face... Oh my god, vine noaptea! Oh, stai, că se îngroașă gluma. Se îngroașă gluma bine. Se îngroașă gluma bine. 4 torțe. Una aici. Una aici. Una aici. Și una aici. Se îngroașă gluma bine, că s-ar putea să vină zombălăi. Zombălăi! Și nici măcar n-am sabia cu mine. Ia dă-mi cu acea sabia. Așa. Să fie bine. Să fie bine. Acum ce vreau să fac? Ce sabie? Cu ce e înceantată? Cu 7+1. Perfect. O sabie de 2 lei. E 7+1, ăla e bun, dar ce nu este bine este că e din lemn. Nu putea să fie din fier sau din diamantos. Era bună și din aur, cred. Așa. Meargă totul bine.
Să vedem câte trebuie să fac. 12, să vedem dacă ajunge. Mai trebuie câteva. Facem aici să punem vecucea, ca să nu avem grijă aia, că cine știe ce mai ne mai cade pe undeva. Și după aceea ne vedem de viața noastră. Mamă, dar ce plouă. Ia uitați ce plouă, pentru că plouă în toată România. Plouă și aici. Minecraft-ul e ca și în viața reală, știți? De-aia se întâmplă. Așa. Luăm asta. Și explorăm noi imediat. Să vedem. Că vreau să și fac o poartă pe aici, așa. Ia stați puțin. Unde sunt slaburile? Facem așa. Bine. Facem o poartă faină. Ok, am să bat văcuța acolo. Imediat după ce fac niște... Pus-o aici. De fapt, stai că o închid cu totul. Ia du-te tu acolo. Ia du-te, văcuță. Te rog. Te rog, du-te. Te rog. Văcuța! Te rog, du-te. Du-te, măi! Nu! Du-te! Văcuță! Du-te! Știi că-ți place acolo. Să nu te prind că nu mergi acolo. Du-te. Doamne, dar ce greu merge. Păi am funduleț gras de asta. Mare lată ce ești. Du-te, că nu vreau să te lovesc, să pățești ceva. Du-te, măi! Ia uite și tu. Oh my god, cât de grea ești. Aha! Stai acolo că ți-e bine, îți dau să și mânci la un moment dat. Ok, e bine acum. Totul e bine. Totul e bine când e bine și când e foarte bine. Ok. Așa mai discutăm. Aici avem văcuța și să fac o coastă din aia, o sapă, cum se cheamă aia, ca să pun grâul. O să facem o sapă. Bine. Facem o sapă acum repede. Să punem grâul la trei bucăți ce le avem. O, stai că mai trebuie o piatră. Nici n-am știut. Perfect. Uneori pietrele am impresia că o să cadă pe acolo. Bun, hai să facem acum o din asta. Așa. Să vedem, mi se pare că avem doar 3 bucăți de grâu. Perfect. Spune și alea. Și facem așa. E bine. E bine? E bine. Când e bine, e bine. Ok. Acum aș vrea să mă uit puțin la rețete. Înainte să merg mai departe. De fapt, da, mă uit puțin la rețete. Dar înainte să mă uit la rețete... Cred că ar trebui să mai pun un copac. Să mai luăm puțin asta, să mai punem un copac. Vreau să mai pun un copac să facă. N-am nevoie de copac. Și pentru asta am nevoie de piatră. Cred că ajunge deocamdată. Să vedem așa. E fain că n-ai pietre infinite. Și copacul să-l punem, uite aici. Facem așa. Așa. Oricum pământul tot am să-l iau la un moment dat și am să înlocuiesc cu piatră. Cred că aici am să pun copacul. Așa, îl mai înlocuim noi așa de așa. Și iau asta. Ok, și iau asta. Și punem copacul. Și punem torța. Și... E bine. Opa! Bă, ăla-i spanner acolo. Ce se întâmplă acolo? Vedeți și voi că nu prea văd bine. Că-i ploaie! Uite un... au explodilă. Bă, e ceva acolo cu lavă. Aici nu știu ce e acolo. Abia aștept să vină ziua. Dă-o încolo de zi. Plouă! Mai gata, ce grea viața. Și acum ce putem să facem? Păi să explorăm toată insula asta. Dă-o încolo. Păi nu mă drează foarte mult că plouă în Minecraft. Foarte mult! Și cred că e și timpul să-mi fac o lopată și să îmi aranjez aici toate lucrurile bine. Pentru că vom vrea să luăm tot pământul care este. Și să, uite, de exemplu, am aici o bucată de pământ. Stai puțin, pot să iau pe asta, nu? Da. Ok, o luăm. Și punem aici piatră. Luăm pământul care este pentru că chiar avem nevoie. There. Bine, uite, ăsta de aici trebuie să-l iau. De fapt nu, că poate îl folosesc. Ăstea două le iau de aici. Folosesc mă piatră.
Nu, 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 să nu moare pământul. Black, mai sunt și eu. Am pierdut un bucat de pământ. Ok, în partea asta. Vreau să-l iau, că vreau să fac eu ce vreau cu el. Și când vreau. Nu să-mi dea jocul. Ok. Deci așa. Și după aceea vreau să... Nu! A, îmi zboară pământul. A, trebuie să am mare grijă când îl iau. O să vedem. Dar stai puțin. Eu oricum dacă fac din astea așa. Dacă eu oricum am să pun piatră peste tot. De ce nu pun piatră și după aceea pământul? Pun piatră pe lângă. Pentru că... Pentru că... Chiar așa o să fac, pentru ca să nu mai cad acolo atâta. Ok, deci să vedeți și voi, jucăm pe versiunea 1.14 Vanilla, vedeți? Deci chiar e pe versiunea asta, să nu ziceți că pe altă versiune. Aici ce vreau să fac, vreau să pun o din asta așa să nu cadă și după aceea le iau. Perfect, e perfect. E perfect când e perfect. Știți voi, când e perfect, chiar e perfect? Expresia asta, un topor trebuie să-mi fac, ca să meargă viața mai ușoară. Abia aștept să-mi cresc copacii. Topor din piatră. Că dacă nu cresc copacii, eu deja nu mai am așa mult lemn. Și se îngroașă gluma, rămân fără lemn. Iau toate astea. Toate bucățile de scări, care nu știu de ce mi le-a dat jocul. Așa. Așa. Nu știu care e menu cu... Care vrea să fie faza cu... Cu lianele astea. Băi, să cobor pe una. Hai să cobor pe o liană. Să văd care-i faza. Să mai am puțin din ăsta și să cobor puțin pe o liană. Dar eu nu prea știu să cobor bine pe liane. E că o să o pățez rău de tot. Mai bine nu. Mai bine să nu cobor pe liană. Dar ce observ eu este că totuși este destul de mare ăsta. Și poate găsești ceva resurse bune pe aici. Așa că o să sap puțin. O să săpăm imediat. Imediat ce îmi... Îmi astup aici câteva zone. Așa să fie fain. Și cuptor n-am făcut, dar o să fac. Uite aici e bedrock. Ok. Ok, bun, cam totul este bine. În afară de faptul că... În afară de faptul că... N-am mâncat nimic. Suntem pe easy. În afară de faptul că n-am mâncat... N-am mâncat nimic. Că plouă în continuu. Că de-abia vine ziua. Oh my god, unde o să mă duc ăsta? Pe țărâmul gheții? Ia uitați-și voi, aici o să pun două din astea ca să nu cad când mă plimb. Să facem. Așa. Ok, dar... Care e șmenul acolo? Pot să merg în altă lume? Mă duc imediat. Mă duc imediat. Stai puțin. Așa. E mai bine. Și aici ce să pun? Ba, nu, hai că sap puțin aici. Hai să săpăm! De sapă chiar nu mai am nevoie. Vedem care e șmecheria. Nici pe aici? Cărbune! Băi, e bun. Bă, asta cred că e un fel de spawn, ceva. Chestia așa. Ok, cărbune! Yes! Cărbune! Cărbune! Deci de apă. Dar în față o bucată de lemn, văd eu, un gard. Vedeți și voi? Vedeți? E în față un bucat de gard. Ce îmi face bucata asta de gard? O văd acum. Hai să văd dacă pot să merg. Stai puțin să pun aici o piatră. Și aici. Și să iau cărbunele ăsta. E aici o bucată de gard. Ia stai puțin. Așa. O vedeți? Să iau cărbunele. Cam aici se îngroașă gluma. Mai e pe jos puțin cărbune. E aici gard. Și nu știu ce fac cu gardă. Bă, iau. Ok, am luat gardul. Bine. Bă, mă uit aici pe jos și observ că mai este cărbune în partea mai de explorare. Nu! Dar am ținut pe shift! Erau emeralde. Am pierdut tot. No! Am pierdut toate lucrurile care le aveam cu mine. Băi, fratele meu. Da.
Asta e viața în Skyblock, dar am ținut pe shift, pot să mă jur că am ținut pe shift, uitați, țin pe shift acum. S-am dat drum fără să vreau puțin. Ah, nu e mare lucru. Am pierdut, cum se cheamă, am pierdut lemnul pe care l-aveam, că în rest nu prea aveam altceva. Și niște cărbune, ce-i drept. Și am o groapă aici mai mare de decât mine, care trebuie să o astup. Ah, nu! Dar am mult emeralde. Deci, bine, oricum e Skyblock și oricum putem tot timpul ca să... Acum fac rost de piatră. Ok, fine. N-am piatră. N-am piatră! N-am piatră, n-am nicio bucată de piatră ca să fac, ca să nu consum un târnăcop. Nu! Să farez repede de piatră. 1, 2, 3. Repede de piatră. De puțină piatră. Trebuie să am multă grijă și poate mă ziceți Felix joacă cu Set Inventory True. Nu, e adevărat, nu joc cu așa ceva, lăsați-mă. Nu jucăm cu așa ceva. Ok, nu-i problemă. Bine că mai avem o din asta, asta de recipe sunt aici. Oasele, bine că avem semințele. E ok, e ok. Vreau să merg din nou în mină. Vreau să merg din nou în mină. Jos aici, în mina mea. Să văd ce mai găsesc. Dar erau emeralde. Vă dați seama că erau emeralde. Foarte șmecherie în pălărie. Mi chiar îmi place harta asta de Skyblock. Îmi place mult. Nu pot să înțeleg de ce n-a crescut ăsta. Și ăsta a crescut. Adică nu că mă plâng că a crescut ceva. Dar... Și nu înțeleg de ce plouă. Cred că trebuie să fac rost de lână. Și îmi fac rost de lână. Îmi place foarte mult că avem aici în față portal, 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 portal. Deci asta e tare șmecherie. Nu vreau în episodul ăsta să mergem la portale, vă mergem în episodul următor, dacă vă place seria și vreți să mai continuăm, dar... Iau aici câteva din astea cu mine, să-mi fac o lopată și să-mi iau cu niște chestii. Așa, mi-au o lopată, îmi fac o lopată. Așa. Perfect. Și, efectiv, în afară de asta, îmi pun tot lemnul cu mine, că nu mai am nevoie de el. Piatra pot să-mi o... Pot să-mi folosesc. De asta e puțin. Să-mi pun 3 pietre aici, în caz întâmplă ceva. 1, 2, 3. Perfect. Și o să-mi iau, că o să vreau să astup asta, mi-am iau puțină din asta și mă duc jos. Băi, mâncarea n-am luat-o cu mine, nu? N-am luat-o cu mine, perfect. E, ce am pierdut mare lucru? Niște cărbune, care oricum îl fac din lemn la un moment dat când nu se mulțește. Deci, na. Faza este că... M-aș dori să mai găsesc un sapling ca să mai plantez. Niște cărbune am pierdut. Nu am căzut nimic pe aici. Nu niciun sapling. Știți voi, din ăla... Numai unul am găsit. Da, nu e nimic. Hai să mergem aici. Ok. Și... A, m-am prins de liane. De asta am căzut. Te-ai încolo de liană! Opa! Aaa, perfect! Și asta ce e aici? O rețetă antică. Ce face rețeta asta antică? Fiți atenți. Ancient recipe. Iron ingot. Să facem fier. Ne trebuie flint, brick, flint și flint. Perfect. O să facem. Să-mi iau asta. Bă, chiar e șmecherie în pălărie. Asta e ca un fel de... Asta este fier. Am găsit fier. Trebuie să fac pe lângă el. Perfect, am găsit fier. Am găsit fier! Oi, de mine. Ia stai puțin aici, se îngroașă gluma. Dar știi cum se îngroașă? Se îngroașă așa grasă-i. Bă, mi să nu pierd toate chestiile astea. Ia să merg puțin până sus. Deci avem mai că pun toate astea. Avem și o rețetă nouă, o grămadă de oase. Dacă vreau să fac repede, hai să-mi jumătățesc chestiile astea, să nu am nevoie de data cu mine. Și plecăm jos înapoi. Nu mai plouă! Nu mai plouă! Ce bine că nu mai plouă. Treci mă jos. Ok. Să avem grijă, mare grijă. Fier, fier, fier. Ok, bine.
E bine că nu e bine? Ok, punem aici așa și luăm cărbunul ăsta. Du-te ala. Și fugi înapoi. Perfect! Perfect, e perfect când e perfect. Aici trebuie să am mare grijă, că sunt foarte... foarte... din, numai în mijloc este. Ah. Fieră. Mai e ceva pe lângă aici. Da. Hai să luăm fierul ăsta de lângă colo de fier. Deci noi avem teoretic... emeralde! Emeralde! Ah, ce bine. Nu mai e nimic sub asta. Oh, fine. 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 Oh, fine. Mori! Ai murit? Ok. 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 Era să-mi iau bătaie. Să-mi eraldele să le văd. Să astup... unde sunt? Să astup toate chestiile astea ca să nu o pățesc. Așa. Și le luăm emeraldele altă dată. Că acum se îngroașă gluma. Când se îngroașă gluma nu-i bine. Și să vedem cum putem să astupăm aici puțin. Să facem așa. Ca să nu cădem. Să ne putem cățăra și noi la suprafață. Ok. Și aici așa. Și așa. Cu niște grope aici așa. Ok, bun, aici să ții minte că e gaura de unde să sărim. Copac! Mă, ce copac! Băi, cât o să-mi dai tu! Băcuță, poate-ți găsim o prietenă. Deci fiți atenți! Avem... Fiți atenți, avem 3 dauri. 3 de fier. Frate, fain. Va trebui să mergem în cealaltă zone. Mamă, cât de mult îmi place seria asta. Nu uita să apăsați butonul de cocolai. Scrieți în comentarii dacă vreți să mai continuăm seria, să mergem în toate zonele, că nu știu, e acolo și o zonă de gheață. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!